Horoscop săptămânal 31 octombrie 6 noiembrie 2022. Berbec, vi se propune o afacere care poate fi șansa vieții voastre de a deveni mai bogați și să vă asigurați un trai mai bun, mai ales dacă va contribui și partenerul de cuplu. Taur, o să le dați de capăt unor chestiuni mai complicate și o să vă resetați pentru că o să lansați la apă un proiect care vă va aduce bani frumoși. Gemeni, voi aveți planuri mari care vă pot reuși, poate vor mai pune umărul și câțiva oameni de încredere și o să vă fie un salt calitativ pe linia profesională. Rac, s-ar putea să ieșiți la rampă cu ceva care să atragă atenția celor care contează pentru voi și să vă alegeți cu un premiu, o recompensă, că sunt eforturi acumulate aici. Leu, se poate să vă convoace șefii la o ședință și să vi se propună un proiect, poate de pe o treaptă superioară, și o să vă descurcați de minune. Fecioară, sunt chestiuni de familie care se cer neapărat rezolvate și o să stați la discuții înainte de a lua vreo decizie legată de casă, de chestiuni sau de responsabilități, ca să vă puneți de acord întru totul. Balanță, ați putea începe o viață nouă, poate veți fi alături de cineva care e de calibru vostru și o să vă regăsiți în genul ăsta de relație care să fie musai și de prietenie. Scorpion, noutăți, o să aflați de desubturile unei situații care v-a dat emoții și o să știți cine a fost vinovat și ce trebuie făcut ca să reveniți la normalitate. Săgetător, se impune să luați o decizie referitoare la locuința pe care poate vreți ca să o schimbați, să aveți mai mult spațiu, pentru că e posibil să se mărească familia. Capricorn, vi se împlinește un vis de a lua ceva la care inspirați de multă vreme, o mașină sau o casă, e ceva costisitor și se poate plăti și în rate. Vărsător, inițiativele vă reușesc cu toate că o să întâmpinați și obstacole, dar nimic nu vă poate opri dacă v-ați propus să dați lovitura în afaceri. Pești, sunteți la mare căutare, e multă lume care vrea să lucreze cu voi și o să aveți de unde să alegeți, că nu e nimic obligatoriu, ci după gustul vostru.